Mihaela, din comuna Băcăoană, Horgești, își crește cei 4 copii cu niște eforturi greu de imaginat pentru o familie din vremurile noastre. Curentul electric n-a ajuns nici până acum în casa lor. Ca la lanterne, la lumânări, la opaiți și să le facem. Erau înainte lampele alea. Nu televizor, nu frigider, nu nimic, nimic, nimic. Suntem necăjăți, ce să facem. Și ne chinuim cu văcuța, cu calul. Altceva. Darius, cel mai mic dintre copiii familiei, are numai câteva săptămâni, iar mama își dorește ca el să aibă o viață mai bună. Să facă școală și să se ducă de aici, cred că, mai cât mai departe. Asistentul medical comunitar, susținut de proiectul UNICEF, s-a îngrijit deja ca bebelușul să pășească cu dreptul în viață, asigurându-i acces la vaccinare. Soțul muncește cu ziua, iar familia nu are un venit constant. Asistentul social din proiectul UNICEF ajută familia să primească alocațiile la care are dreptul. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-l pe Darius și pe alți copii ca el să fie vaccinați și să crească sănătoși alături de părinții lor.